Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denise Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. O am alături de mine în această seară pe stilistul Adina Buzatu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Numele dumneavoastră este asociat cu eleganța masculină. Ați intrat în lumea modei la 21 de ani și sunteți unul dintre cei mai cunoscuți stiliști români pentru bărbați. Puțină lume știe că ați câștigat primii bani la 14 ani spălând parbrize, iar după majorat ați devenit managerul propriei firme de fier vechi. Tot banii au adus numele dumneavoastră în atenția presei și a autorităților în dosare de evaziune fiscală. În plan personal, sunteți necăsătorită și aveți o fică. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să o descoperim cu adevărat pe Adina Buzatu, femeia de succes din spatele bărbaților cu stil. Sunteți pregătită? Normal. Întotdeauna. Începem. Proveniți dintr-o familie în care mama și bunica au fost profesoare de matematică, iar tatăl ofițer superior. Vă citez. Mie mi-ar fi plăcut să cânt la pian sau să dansez. Admiram sportivii practicanți de dans de societate. De-abia mai târziu mi-am dat seama că domeniul economic era mult mai rentabil. Prin urmare, ați făcut studii economice, ați pornit diverse afaceri, dar v-ați găsit împlinirea atunci când ați transformat în business pasiunea pentru modă, pe care credeți că ați moștenit-o de la bunicul din partea tatălui, un croitor foarte apreciat. Spuneți despre dumneavoastră că sunteți stilist și nu designer, iar pe site-ul dumneavoastră aveți o rubrică intitulată Lecții de stil, în care abordați teme precum ce să pui în bagajul pentru vacanța la munte, cum să te îmbraci în funcție de proporții, cum să te îmbraci casual cu stil. Vreau să știu dacă dumneavoastră aveți studii de specialitate în domeniul vestimentar și cât de importante sunt acestea pentru oamenii care lucrează în industrie. Urmează întrebarea. Cine a învățat o modă pe Adina Buzatu? Aș spune experiența, dar vă pot spune partenerii externi. În 20 și ceva de ani am făcut zeci de cursuri în Italia, în Franța, în Marea Britanie, însă e genul de domeniu pentru care trebuie să te pregătești continuu. Nu doar o dată, nu doar un curs, nu doar o școală. În continuu te pregătești, în continuu înveți, trebuie să ai un gust desăvârșit, trebuie să mergi să vizitezi, să vezi artă, să savurezi spectacole. Din totul, din jurul tău, îți poți lua inspirația și cu cât o faci mai mult, cu atât asta se vede în activitatea ta. Evit să mă inspir din reviste, să mă inspir din colecțiile designerilor cu care eu nu lucrez. De ce? Pentru că ar fi ca și când i-aș copia și atunci mă inspir din artă, mă inspir vizitând muzee, mă inspir văzând un spectacol de operă. Tocmai am fost la Verona pentru câteva spectacole de operă și a fost superb. Genul acela de inspirație îmi dă putere. Mă întrebați dacă este important pentru cei care activează în acest domeniu să aibă studii. Da, este foarte important, dar este foarte important să se updateze constant și să le placă acest domeniu, să o facă cu drag. Altfel, o fac degeaba. Mulțumesc. Cu drag. Mergem mai departe. Celor care vă urmăresc pe rețelele de socializare, obișnuiți să le dezvăluiți diverse trucuri și secrete pentru îngrijirea hainelor. Astfel, pentru a nu deteriora blugii prin spălări repetate la mașină, ați recomandat curățarea lor cu abur sau igienizarea prin congelare. Vă citez. Îi congelezi, îi lași 24 de ore. Atenție, când îi scoți din congelator, nu îi desfaci imediat, ci îi lași să se dezghețe pentru că riști să rupă fibra. Ulterior îi poți călca și sunt ca noi. Urmează întrebarea. Câte perechi de blugi aveți în congelator? În momentul acesta niciuna, dar în general fac asta, mai ales cu blugii pe care iubesc. Am învățat să cumpăr sustenabil, să nu am 10 de perechi de jeans, am doar
5, cred, sau 6, dar pe toți îi port și pe toți îi iubesc, și atunci nu îi spăl decât când necesită spălarea, pentru că sunt pătați sau murdăriți, altfel, exact cum am spus, cu aburi sau în congelator. N-am în momentul ăsta ginși în congelator, nici nu port ginși foarte des, dar e o soluție extraordinară. Bine, am notat, continuăm. Vă citez. Eu și fratele meu mai mare eram foarte bine îmbrăcați pentru că aveam foarte multe rude plecate din țară și prieteni de familie care călătoreau în străinătate. De mică apreciam calitatea țesăturilor, croiala hainelor și accesoriile deosebite. Ați spus că în comunism familia dumneavoastră nu a dus o viață de lipsuri ca majoritatea românilor pe vremea aceea. În timp ce alți invitați la 40 de întrebări și-au amintit de cozile din copilărie la alimente sau au povestit că se duceau la croitorie cu o pagină ruptă din revista Neckerman ca să-și facă o haină modernă. Dumneavoastră ați spus așa. Părinții m-au ajutat să îmi educ gustul pentru frumos. Am vizitat împreună cu ei muzee, frumuseți naturale din toată țara. Am ascultat muzică bună, atât în casă, cât și la concertele la care mergeam împreună. Urmează întrebarea. Ați fost o privilegiată în copilărie? Nu. Ați spus mai devreme, apropo de reviste Neckerman și așa mai departe, sigur, de cozi, sigur, părinții mei stăteau și ei la cozi, dar nu am trecut prin foamete. Nu am trecut prin foamete, nu am fost privilegiată în sensul că aveam o viață de huzur în niciun caz, iar faptul că părinții mei mi-au oferit o educație frumoasă, m-au dus la teatru, m-au dus în general, uite, la teatru am fost la 4 ani, de exemplu, mă simt privilegiată din punctul acesta de vedere, dar nu neapărat din punct de vedere financiar, nu am trăit rău. În sensul că, e adevărat, mama, mi-o amintesc stând, având sobele cu gaz, stând noaptea și păzind sobele pentru că de-abia pâlpâia gazul și, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva, dar nu am simțit lipsa mâncării, nu ne-a fost foame, am fost îmbrăcați, nu am avut probleme. Bine, continuăm. V-ați născut pe 19 martie 1977 în București, iar despre venirea dumneavoastră pe lume ați spus așa. Părinții mei și-au dorit enorm copii, iar acest lucru s-a întâmplat destul de târziu, când mama avea 35 de ani, iar tata 45. Ați povestit că ați primit o educație strictă. De exemplu, primii pantofi cu toc de 3-4 cm i-ați purtat abia la banchetul de clasa a 8-a și nu ați avut voie să vă fardați până la majorat. În plus, ați spus că subiectele intime erau considerate tabu la dumneavoastră acasă și că nu ați reușit niciodată să vă depășiți sentimentul de gen atunci când urmăreați împreună cu părinții un film în care aveau loc scene tandre. Vă citez. Și acum, dacă se sărută doi la TV și e mama cu mine, mă simt un pic jenată. Și cu taică-mi la fel, dacă era o fază, mă ridicam. Mă făceam că îmi caut popcorn la bucătărie. Urmează întrebarea. Este rușinea o formă de respect? A fost în educația pe care am primit-o. Mama fiind director de liceu, taică-miu tot așa, mă rog, un om respectabil și foarte... Am primit o educație, cum am spus, strictă. Mi-era foarte jenă de părinți. Nu-i vedeam dezbrăcați sau nu umblau așa, adică mi se trezea dimineață, se îmbrăca, se aranja, de la prima oră era bărbierit, era cu cămașa pe el, nu umbla, nu știu, în boxeri, prin casă. Dar n-am crescut-o așa pe fiica mea, am considerat că vremurile s-au schimbat și că respectul constă în multe alte lucruri decât această rușine uneori exagerată cu care noi am crescut, generația noastră a crescut. Bine, mergem cu prima întrebare roșie. Încă din adolescență ați vrut să vă câștigați singură banii, așa că ați început să vindeți gumă de mestecat și postere din reviste care nu prea se găseau la noi. A stănit o adevărată dramă în familie atunci când la 14 ani, în 1991, deci, v-ați apucat să spălați parbrize în București. Ați povestit așa. Unchiul meu venise din Spania și mi-a spus cum copiii oamenilor înstăriți vând cervețele la semafor. Am realizat că nu poate fi un business profitabil aici și m-am orientat spre o activitate cu investiție minimă și cu profit maxim. Astfel, eu și prietena mea,
fiica profesorului de fizică, ne-am umplut sticlele cu apă, ne-am luat cârpe și ne-am dus la colțul străzii să spălăm parbrize. Am fost poate primele din București. Imaginează-ți, taică-miu, o funcție importantă, maică-mea, director de liceu la două străzi. Imaginea celor două adolescente muncind la semafor era atât de neașteptată încât șoferii vă dădeau și câte 100 de lei. Urmează întrebarea roșie. Câți bani ați câștigat spălând parbrize? Câștigam 2000 de lei pe zi. Îmi amintesc exact treaba asta pentru că îi număram des și ziua de muncă era de 2 ore. Erau foarte mulți bani pe vremea respectivă. Îmi amintesc și acum în Depeșotecă, unde mergeam pentru că eram fan Depeche Mode, intrarea era 20 de lei. Deci erau efectiv o grămadă de bani. Eram primele din București, se stătea la coadă la intersecția respectivă. Intersecția unde spălam parbrize nu era doar colțul străzii unde m-am născut în centru, era și colțul cu școala generală pe care am terminat-o. Deci mă cunoșteau și profesorii și toată lumea. Nu era obișnuință atunci, în general, pentru copii să lucreze. Copiii atunci, mă rog, așteptau să primească de la părinți. M-a întrebat tata deseori când a aflat: tată, ce nu ți-am dat? Hai să-ți luăm. Nu-mi luase o pereche de jeans mulați, nu pentru că nu și-ar fi dorit să-mi cumpere sau să-mi ofere banii respectiv, dar considera că sunt pentru alt gen de fete, genul acela de model. Și atunci nu mi-a luat, dar văzând ce am ajuns să fac, mi-a zis: te rog eu, tată, merg să-i cumpărăm dacă e nevoie. N-a fost nevoie, i-am explicat că vreau să câștig pentru că îmi place să muncesc, pentru că îmi place să fiu independentă și îmi dă o satisfacție extraordinară. Ceea ce până la urmă l-a convins. Bine, mulțumesc. Continuăm. Ați făcut școala gimnazială Iancului și erați bună la matematică, moștenindu-le pe profesoarele de matematică din familie. Cu toate că nu vă plăcea deloc să învățați comentariile pentru orele de limba și literatura română, ați intrat printre primii la liceul George Coșbuc din București. În clasa a noua, v-ați transferat singură, fără știrea părinților, la Economic 2, iar când a venit momentul să dați la facultate, le-ați spus așa: înțelegerea este așa, fac facultate, dar mă lăsați să fac ce vreau eu. Vreau să știu când v-ați supărat cel mai tare părinții? Urmează întrebarea. Sunteți o rebelă? Ca să vă răspund la întrebare, vă spun că m-am rugat de când era Sara mică să nu-mi semene. Nu a fost simplu pentru părinții mei să mă crească. Sunt rebelă. Nu făceam prostii foarte mari. Nu făceam niște lucruri îngrozitoare, dar nu acceptam limite. Chiar dacă am fost crescută foarte clasic, tradițional, eu trebuia să am voie să ies, să plec, să nu conta unde și când. Îi spuneam, de exemplu, mamei: mamă, uite, vreau să merg la o prietenă în vizită. Nu pleci, trebuie să-ți mai faci din teme. Le-am terminat. Mai lucrează, mai fă 10 exerciții la matematică. Nu mai vreau. Tata, săracu, mă vedea, zice: pleci cu rochia, dă-mi să-ți o calc. Deci știi că mi era întotdeauna foarte drăguț. Și mamă, dar ea trebuia să fie cu ordinea și disciplina. Acum, n-am făcut prostii mari, m-a ferit Dumnezeu. Dar v-am spus, primul lucru când am aflat că sunt gravidă, mă gândeam: Doamne, te rog eu, dă-mi un copil, o fetiță, e o fetiță, am știut că am de la început, dar dă-mi o fetiță să nu fie nebună ca mine, să fie mai liniștită. Bine, continuăm. Ați explicat că decizia dumneavoastră de a avea o sursă de venit încă de la vârsta de 14 ani nu a fost provocată de lipsuri financiare, mi-ați spus și mai devreme. Pur și simplu doreați să realizați ceva prin forțe proprii. După perioada în care ați spălat parbrize, ați lucrat ca traducător, iar la 18 ani v-ați angajat ca supraveghetor într-un casino pentru că urmați facultatea și aveați nevoie de un job cu program flexibil. Vă citez: am făcut un curs de pregătire la ei despre regulile de joc, despre cum se pot recunoaște trișorii și metodele lor de fraudă, pentru că ei acționează singuri sau în grupuri. Toate acestea îmi folosesc și în ziua de astăzi. Nu mi-a fost furat niciodată nimic din magazin. Urmează întrebarea. Aveți radar la hoți? Da.
Este, în primul rând, experiența pe care am câștigat-o în casino, apoi sunt pești și am un simț extraordinar al 100-lea simț, dar și în magazin. Gândiți-vă că de 20 de ani mi-au trecut pragul peste 30.000 de clienți și simt, cunosc oamenii foarte bine, din toate punctele de vedere, acesta fiind unul dintre ele. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Din primele mele venituri am strâns bani și la 18 ani mi-am cumpărat un apartament mare, situat central. Nu vă pot descrie bucuria pe care am simțit-o după ce am semnat actele. Ați fost cu atât mai mândră de realizarea dumneavoastră, cu cât la acea vârstă ați început și prima afacere pe cont propriu, într-un domeniu în care pe atunci te așteptai să întâlnești doar bărbați. Cumpărați și vindeați fier vechi în portul Constanța. În aceeași perioadă l-ați întâlnit pe cel care avea să devină tatăl fiicei dumneavoastră. Ați povestit așa. Însărcinată fiind, plecam la Constanța, unde aveam încărcare în port. Stăteam acolo până terminam treaba și apoi mă întorceam la București, singură, noaptea. Am renunțat la afacere la 21 de ani, deși aveam una dintre cele mai mari companii de profil din România. Vreau să știu, cum a reușit o tânără de 18-19 ani să dețină, conform propriilor afirmații, una dintre cele mai mari companii de profil din România și cine v-a ajutat? Urmează întrebarea roșie. Câte milioane ați făcut din fier vechi? Nu am făcut milioane, am făcut bani, dar nu milioane. Nici la vremea respectivă un milion de euro era o sumă, nici nu te puteai gândi că poți să-i numeri. Dar am câștigat ok. Două lucruri, ați spus că aveam acest business în portul Constanța. Nu, exportam din portul Constanța și o firmă mare ca exportator de fier vechi. Fac aceste specificații pentru că firme de, în general, care fac comerț cu fier vechi sunt foarte multe, exportatori de fier vechi. Conjunctura m-a ajutat în primul rând, iar tatăl Sarei avea relații externe apropo de acest domeniu. Eu aveam relațiile interne și a fost pur și simplu un match. S-a potrivit să facem acest business pe care eu l-am început. Mulțumesc! Continuăm. La 18 ani și jumătate l-ați cunoscut pe omul de afaceri turc, Cena Parzan, care v-a fost asociat în firmă și partener în viața privată. L-ați descris ca fiind una dintre figurile masculine care v-au marcat existența și ați mărturisit că unul dintre cele mai frumoase momente din relație a fost venirea pe lume a fiicei dumneavoastră. Vă citez. A fost prima iubire conștientă și asumată. Aveam doar 19 ani, eram logodită și îmi doream un copil pe care Dumnezeu mi l-a și dat. După 3 ani de relație, avea să trăiți însă unul dintre cele mai dificile momente și anume despărțirea de tatăl fiicei dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți care a fost motivul despărțirii. Urmează întrebarea. Aveți mai mult noroc la bani decât în dragoste? Nu mi-am pus această întrebare. Probabil, posibil. Nu știu dacă norocul e problema. Cred că m-am și focusat foarte mult, nu neapărat pe bani, pe carieră, pe muncă. În plus de asta, când a apărut Sara, lucrurile s-au schimbat. Eram foarte mică. M-am focusat pe ea și pe muncă. Pentru mine erau două lucruri. Acestea erau două lucruri importante. Ați spus că unul din cele mai frumoase momente ale relației mele a fost venirea Sarei. Nu. Venirea Sarei a fost cel mai frumos moment din viața mea. Și nu știu de ce m-am despărțit, nu vă pot spune, sigur că vina întotdeauna este comună, în orice despărțire vina este de ambele părți. Eram mult prea mică atunci și imatură. Nu știam să construiesc o relație. Era mult prea devreme pentru mine, iar venirea Sarei a fost o binecuvântare, dar m-a și făcut să mă schimb, să devin foarte responsabilă, trebuia să repede să-mi construiesc o carieră. Cum puteam eu să cresc un copil? Eu aveam tot timpul problema asta a independenței, trebuie să fii independent, trebuie să stai pe două picioare, trebuie să te descurci în caz de orice. Și atunci venirea Sarei mi-a pus problema, bun, te descurci tu în caz de orice, dar ce faci că ai și un copil, trebuie să te descurci cu ea cu tot în caz de orice. Și a fost un pic dificil, deci clar, vina a fost comună,
Dar nu știu dacă am mai mult noroc la bani decât în dragoste. Cred că sunt norocoasă în general și cred că mi este ceea ce îmi propun. Bine. Rămânem la acest subiect. Vă citesc. Tata este fără doar și poate bărbatul emblematic la care am raportat dintotdeauna pe oricare alt bărbat cu care am interacționat, fie că vorbim de prietenie, amor sau afaceri. Un alt bărbat pe care l-ați iubit și admirat a fost bunicul dumneavoastră, pe care l-ați descris așa. Era înalt, impunător, capul întregii familii, veșnic îndrăgostit de bunica mea. Despre tatăl fiicei dumneavoastră ați spus că era un bărbat rafinat, cu o vastă experiență de viață, care v-a fascinat cu inteligența sa. Vreau să știu cât de greu este să îți găsești un partener având astfel de repere. Urmează întrebarea: cât de pretențioasă sunteți la bărbați? Sunt pretențioasă. Nu pot să spun de la 1 la 10 unde, dar sunt pretențioasă. Stilul contează foarte mult. N-aș putea ieși cu un bărbat prost educat, prost îmbrăcat. Niciodată prost educat nici nu se pune problema. Și da, pentru că n-am învățat asta în familie. În familie am avut și avem numai bărbați educați care știu să se poarte cu o femeie, care știu să aducă flori. Mi-l amintesc pe tata săptămânal când pleca, venea cu flori și aducea mamei și se comporta frumos și până la adânci bătrâneții a deschis portiera mașinii, deși nu mai încerca să o cucerească la 80 de ani, nu? Sunt pretențioasă, însă cred că odată cu vârsta mi-am schimbat focusul și ăsta e un lucru important. Am conștientizat că în viață trebuie să fie toate, nu doar munca, nu doar o anumită latură dezvoltată. Și lucrul ăsta m-a schimbat și pe mine foarte mult. Rămânem la acest subiect, mergem mai departe. Întrebată despre cum arată bărbatul ideal pentru Adina Buzatu, ați răspuns așa: este ușor să găsești partener pentru sex, distracție și voie bună dacă asta cauți, și mai greu să găsești un coechipier. Eu sunt puțin rigidă, vreau să fiu respectată și să respect. Eu vreau un bărbat lângă mine, nu vreau o glugă de coceni. Aveți anumite criterii de la care nu vă abateți când vine vorba despre alegerea unui partener, vă citez: dacă s-ar pensa cu sprâncenele arcuite, aș fugi. Nu mă văd lângă un bărbat mai scund decât mine și nu aș putea să mă îndrăgostesc de un om cu care lucrez, de iubitul sau soțul unei amice. Vreau să știu dacă iubirea s-a supus întotdeauna regulilor dumneavoastră. Urmează întrebarea: de câte ori ați iubit cu adevărat? Sunt pasională. Eu iubesc, când iubesc, iubesc. Adică nu e, la mine nu e jumătate de măsură. Nu e așa că stai un pic, numai ori iubesc, ori nu. Nu. Da, am fost îndrăgostită de mai multe ori și din tot sufletul. Știu că adevărata dragoste se trăiește doar o dată. Poate că eu o să o trăiesc de mai multe ori sau am trăit-o deja de mai multe ori. Deci sunt... Mă îndrăgostesc. Sunt pasionale. Știu că de multe ori oamenii văd o imagine a mea destul de rigidă, serioasă. Sunt oarecum cu anumite reguli și da, de exemplu, n-aș trece peste reguli morale, cum era cea cu să mă îndrăgostesc de partenerul vreunei prietene sau vreunei amice, așa ceva nu s-ar putea întâmpla. Apropo de pensat nici atât că nu suport, îmi pare rău, sprâncenele arcuite la bărbați, nu pot, dar... Da, și întotdeauna bărbații întrebarea care au fost lângă mine simplă. Au avut umor. De câte ori ați iubit cu adevărat? Să număr, să mă apuc să număr, luăm un papirus. nu știu să număr, dar... Am notat, e nevoie de un papirus. Da, e nevoie de un papirus, da. Nu, am fost îndrăgostită și recunosc și fericită și iubită cu adevărat și amoruri nebune, da. Recunosc. De ce nu? Adică, nu știu, până la urmă suntem pe acest pământ să trăim, să ne bucurăm, să împărtășim dragoste și nu o relație frumoasă. Dacă ține sau nu asta, nu mai e neapărat doar de dragoste. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Vă citesc. Nu refuz niciodată înghețata și sexul dacă propunerea vine de la acea persoană, nu de la oricine. Trebuie să fie frumos, blond, cu ochii albaștri. Bild, una dintre cele mai citite publicații la nivel mondial, a publicat un studiu
al cercetătorilor germani, care au ajuns la concluzia că există o strânsă legătură între sortimentul de înghețată favorit și dorințele intime. Astfel, cei care preferă înghețata cu nuci sunt persoane greu de mulțumit în pat. Înghețata cu banane ascunde o mare dorință de a experimenta. Înghețata cu lămâie este preferată a celor care adoră fanteziile la așternut, iar înghețata cu cireșe este aleasă a celor care se dedică total persoanei iubite. În fine, cele mai cunoscute sortimente de înghețată cu ciocolată și vanilie sunt reprezentative pentru cei care sunt ași în dormitor, respectiv foarte statornici în dragoste. Urmează întrebarea. Ce fel de înghețată vă place? Vanilie și lămâie, de aia râdeam. Vanilie și lămâie sunt preferatele mele și de obicei îmi fac și combinația între cele două. Bine. Deci, azi sunt dormitor. Nu știu ce să... Mulțumesc. Merge cu o întrebare roșie. Imediat după ce ați devenit mamă, v-ați angajat la o firmă de telefonie mobilă. Deoarece colegele vă apreciau ținutele și vă întrebau mereu de unde vi le procurați, v-a venit ideea să înființați un showroom cu haine din piele și blănuri. Ați ținut și două magazine de haine pentru femei, în care puteau fi găsite creații ale unor branduri foarte mari, apoi totul s-a prăbușit. Vă citez. Am avut un moment de cotitură și am pierdut tot. Mi-am luat o mare țeapă, am învățat să nu mă mai asociez. A fost o lecție foarte importantă și acum o apreciez. Am pierdut până și propria mașină. Urmează întrebarea roșie. Câte țepe v-ați luat? În afaceri, una importantă. Aceea a fost foarte importantă. Țepe mai mici și a orice om de afaceri de-a lungul timpului se pot întâmpla lucruri. De aceea a fost o țeapă monumentală și, pe de altă parte, probabil cea mai importantă lecție pentru mine în afaceri. Nu probabil, cu siguranță cea mai importantă lecție și am și simțit-o atunci ca atare. Adică eram tristă, sufeream foarte tare, aveam un copil de 3 ani pentru care eram răspunzătoare, nu? Dar nici o secundă nu am avut un regret. Nu știu dacă a fost o senzație din aceea de am zis, Doamne ajută, mulțumesc pentru lecția asta, merg mai departe cu capul sus. Și am făcut, m-am ridicat, asta este și am plecat mai departe. Dar mi-a fost foarte greu, pentru că efectiv nu mai aveam un leu. Și în general, când m-ați întrebat dacă așa, în afaceri sau în viață? Nu știu, se întâmplă în viață, nu-mi vin în cap acum, dar lucruri mărunte. N-am ultima. Ceva mare, ultima țeapă. Stai să mă gândesc, ultima țeapă. Ah, da, ultima țeapă are legătură cu chiria sarei de la Geneva. Când studia la Lausanne, lucra la Geneva, avea internship-ul la Geneva, a căutat o cazare, a găsit o cazare foarte bună, un apartamentel mic, mă rog, nu-ți permiți foarte mult. Am plătit în avans 3 luni de chirie, s-a dovedit ca site-ul respectiv să fie reproducerea site-ului mare, e cea mai mare agenție de imobiliare din Elveția și ne-am luat o țeapă, de exemplu. Mulțumesc. Mergem mai departe. Astăzi sunteți unul dintre cei mai cunoscuți stiliști români specializați în vestimentație masculină, însă puțină lume știe că v-ați început cariera oferind sfaturi vestimentare femeilor. Iar Angela Simile a fost una dintre primele dumneavoastră cliente. În acea perioadă, toți ochii erau ațintiți asupra marei noastre artiste, care devenise un adevărat fashion icon pentru femeile din România, încă din perioada comunistă. Deși erați pe atunci o novice în meserie, Angela Similea v-a dat credit și a apelat la dumneavoastră. Vă citez. Avea nevoie să reapară pe scenă cu o imagine nouă. Ea m-a învățat o mulțime de lucruri și unul dintre ele a fost faptul că persoanele publice, artiștii, trebuie să aibă un stil și o imagine chiar și când merg la piață. Urmează întrebarea. I-ați reinventat stilul Angelei Similea? Da, la momentul respectiv da și apreciez enorm că a ascultat.
Ovidiu Comornic, bunul meu prieten, a făcut această recomandare de ambele părți. Inițial am vrut să refuz, pentru că mă gândeam că o să vină, sigur, cu atitudinea unei doamne, unei dive, după care se făceau rochii ani de zile, după fiecare apariție a Angelei, toată lumea lua notițe și 2 ani, 3 ani, toate doamnele purtau acel model de rochie. Nu era un trendsetter, era mai mult decât atât. Și m-am gândit că nu va asculta. Asta a fost și prima discuție. Am zis, nu cred că are sens, pentru că eu sunt un copil, și mi-a spus, draga mea, ce îmi spui, aia voi purta. Nu contează că mi-e comod, că nu mi-e comod, că mi-e bine, că nu mi-e bine. Și asta a făcut. Bine, este o persoană extrem de disciplinată. Este o persoană, o admir din toate punctele de vedere, așa a ajuns divă, făcând lucrurile ca la carte, de o seriozitate extraordinară. Îmi amintesc emisiunea Geniali, pe care a filmat-o și au fost 2 zile de filmare. Nu îi plăcea foarte tare să poarte tocuri înalte, totuși, la sugestia mea, a purtat niște sandale cu un toc enorm. Îmi amintesc și brandul, era unul din brandurile mele favorite, nu se găsește în România, dar n-am să-l dau oricum. Când s-a terminat emisiunea, l-a descălțat și mi-a zis, iubita mea, știu că purtam același număr și că tu iubești, erau niște pantofi din anii 70, dar superb lucrați, te rog frumos să-i fac cadou, că eu n-am să-i mai port în viața mea. M-am chinuit cu ei groaznic. Dar i-a purtat până în ultima secundă a emisiunii, a fost perfect, a dansat, a cântat și a fost impecabil. Mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Cu siguranță ar fi fost mai simplu să îmbrac femei, fiindcă femeile folosesc foarte multe haine. Lor le place să meargă la shopping, femeile aleg, însă femeile acceptă cu greu sinceritatea, au idei preconcepute și de multe ori nu sunt deschise la schimbare. Dacă le spui nu vă stă bine cu această pereche de pantaloni, vă arată posteriorul mare, se supără. Trebuie să recunosc că nouă ne place să fim mințite. Vreau să știu de ce credeți că femeile nu sunt aproape niciodată mulțumite de ceea ce văd în oglindă. Urmează întrebarea roșie. Cât de profitabilă este minciuna? Nu știu să răspund la această întrebare pentru că este o persoană sinceră. Nu știu să mint. Mi-am pus problema de multe ori, dacă nu e o greșeală asta, în același stil am crescut-o și pe Sara, dar cred că dacă ești sincer cu tine și ești sincer cu ceilalți, poate că nu o să fii iubit sau apreciat de unii oameni, dar ceilalți care te vor iubi și aprecia o vor face cu tot sufletul. Și asta mi se și întâmplă. Am prieteni adevărați, lucrez cu oameni adevărați, pentru că sunt sinceră. Cred că este minciuna profitabilă. Pe de altă parte, există o vorbă românească, minciuna are picioare scurte. În domeniul meu, de exemplu, orice minciună se află. Nu poți să minți 20 de ani, de exemplu, de când sunt eu în domeniu. Clienții se întorc la mine pentru că știu că sunt sinceră cu ei, pentru că au testat calitatea de 10 și 10 de ori, poartă haine cumpărate acum 20 de ani, care sunt impecabile astăzi, și pantofi și costume. Mă întâlnesc cu ei și îmi spun, doamnă, costumul ăsta l-am cumpărat acum 20 de ani și vine și în ziua respectivă impecabil. Deci da, se află minciunile în timp, nu poți să crești un business, nu poți să crești o relație, nu poți să crești o prietenie, în general nu poți să faci nimic din punctul meu de vedere mințind. De ce nu sunt aproape niciodată femeile mulțumite de ceea ce văd în oglindă? Cred că are legătură cu latura emoțională. Poate un psiholog ar putea să vă răspundă mult mai bine. În general, latura emoțională este problema. Femeile și-ar dori întotdeauna să fie altfel decât sunt cu adevărat. În momentul în care învățăm să ne iubim, mi-a trebuit foarte mult timp să ajung aici, să mă iubesc și să mă respect și să mă apreciez și să nu conteze dacă am un coș sau dacă, nu știu, dacă nu mă simt bine într-un moment. Mi-a trebuit foarte mult timp, am lucrat foarte mult cu mine, am făcut foarte multă terapie pentru asta și am învățat că poți să faci schimbări. E foarte bine dacă simți nevoia să-ți faci operații, dacă simți nevoia să te machezi, nu știu, simți nevoia să-ți vopsești părul, dar nu face dintr-un complex. Fă-o pentru că te iubești, pentru că vrei să faci ceva bun și frumos pentru tine. E un pic diferită poziționarea.
La fel cum și sportul, trebuie să-l faci din dragoste pentru tine, nu din frică de a nu te îngrășa. În momentul în care am învățat asta, am început să slăbesc. Până atunci făceam zilnic sport și nu eram neapărat slabă. Acum sunt slabă, toată lumea mă întreabă cum. Fac sport, dar fac din dragoste. Mănânc din dragoste, mă bucur și dacă știu că am mâncat cam mult azi, mâine mai reduc porția, atât. Mulțumesc. Continuăm. Când v-ați convins că femeile acceptă foarte greu sinceritatea și critica, ați ales să lucrați cu bărbații. Vă citez. Bărbații, odată ce le câștigi încrederea, nu doar că îți rămân fideli, dar nu se supără. În cazul unui bărbat căruia îi spui că s-a îngrășat ceva de genul ai un pic de burtică, trebuie să o acoperim, va recunoaște mult mai ușor. Stilist fiind, rolul meu nu este să-mi laud clientul, rolul meu este să-l fac să fie cea mai bună variantă a lui. Mai mult, clienții bărbați nu se supără atunci când le atrageți atenția asupra greșelilor de stil pe care le fac. Vă citesc din nou. Câte un politician apare undeva și ceva e în neregulă. Îi scriu, cum ai putut să faci chestia asta? Și se simte prost. Urmează întrebarea. Cât de severă sunteți cu clienții dumneavoastră? Sunt severă și directă. Nu sunt severă. Nu sunt severă. Nu e bun termenul. Sunt directă. Le spun. Până la urmă. Exact asta e. Nu vin la mine să-i mint frumos. Nu vin. Se duc la iubită, la soție, la nu știu, la parteneri, la prieteni, habar n-am. La mine vin să le spun adevărul. Unu și doi vor să plece cu o imagine perfectă, să arate bine, să fie cea mai bună variantă a lor și atunci trebuie să fiu sincer. Pentru că de foarte multe ori vin fie cu niște idei preconcepute total greșite, fie cu niște obișnuințe. Gândește-te, 20 de ani te-ai obișnuit să te îmbraci într-un fel, de exemplu. Îmi vine acum în cap un client cu care chiar ieri un actor, cu care am avut o discuție ieri. 20 de ani s-a îmbrăcat într-un fel și eu ieri am spus că nu e bine, hai să încercăm. A durat un pic, dar în secunda în care s-a îmbrăcat și a văzut că arată bine, normal că l-am câștigat. Sunt directă. Și acestui client de ieri, de exemplu, i-am spus, vezi că o să îmbătrânești și ca imagine și o să îmbătrânești urât. Și când i-am spus asta, l-am convins să îmbrace. Aia e. Avem și noi metode. Dar da, sunt sinceră și directă și știu că poate deranja treaba asta. Mi s-a întâmplat să am clienți pe care i-a deranjat și mi-au spus, ai fost foarte directă cu mine. Și am zis, aveți burtică. Nu vreți să vă spun acum că sunteți fotomodel, că nu sunteți. A renunțat cineva vreodată la serviciile dumneavoastră? Să știi că nu. Avem clienți de 20 de ani care revin și revin și revin și revin din străinătate. Avem foarte mulți clienți din străinătate care vin și străini din străinătate, mă refer. Zâmbeam la gândul că cineva vreodată va călători fix să vină la Adina Buzatu. Mi se părea, și acum mi se pare sincer, de multe ori îi întreb, serios ați venit? Mi se pare ciudat. Dar da, călătoresc pentru serviciile noastre și pentru calitatea excepțională. Mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Am printre clienți foarte mulți politicieni din toate zonele. Nu mă pricep la politică. Eu cred că ține foarte mult de oameni și nu de partid. Îl îmbrac pe Marcel Ciolacu, dar și pe Dacia în Cioloș. În urma întâlnirilor profesionale pe care le-ați avut de-a lungul anilor cu actualul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, ați afirmat că acesta este un client respectuos și punctual, iar din punct de vedere vestimentar este un bărbat care își alege ținute clasice cu mult bun gust. De asemenea, ați menționat că fără a epata este mereu elegant și îmbrăcat adecvat evenimentelor la care participă. Urmează întrebarea. Este Marcel Ciolacu cel mai elegant premier român? Aș spune că da, că l-am proaspăt în secunda asta în cap și toate ținutele, dar nu știu asta, pentru că v-am spus, nu urmăresc politica, nu sunt foarte atentă. Mai e ceva. Văd zeci și sute de oameni zilnic. Fotografiez în momentul ăla, lucrez, sunt implicată, în secunda 1 am șters imaginea. Deci în momentul în care nu lucrez, nu mai lucrez cu un om, mie nu-mi rămâne în cap, eu nu rețin, mă întreabă lumea deseori cine e cel mai bine îmbrăcat, nu știu, bărbat din România. Habar n-am. Nici nu mă uit la televizor ca să-i comentez. Sau, a, uite la ce a făcut. Dacă aș face asta, aș nebuni. Merg la o petrecere, niciodată nu mă uit cum s-a îmbrăcat. Știi, văd senzația oamenilor când mă văd pe mine undeva și încep să aranjează, se uită, mamă, sunt bine îmbrăcat, sunt adecvat. Nici o secundă nu mă uit cum se îmbracă nimeni.
Deci eu când sunt în afara magazinului, nu rețin cum se îmbracă nicio persoană. Aș înnebuni pur și simplu, vă dați seama, și așa serverul are destulă informație înmagazinată, mi-ar fi foarte greu să rețin absolut toate lucrurile acestea. Dar da, este un premier extrem de bine îmbrăcat. Și v-am spus și respectuos și serios și eu vorbesc din punctul stilistului de vedere. Mulțumesc! În calitate de stilist, ați fost rugată să comentați aparițiile cuplului prezidențial la diferite evenimente, iar dumneavoastră ați subliniat atât plusurile, cât și minusurile ținutelor. În ceea ce privește pe Carmen Iohannis, i-ați apreciat întotdeauna silueta, însă ați menționat că uneori încalcă protocolul prin alegerea unor ochii prea scurte sau care lasă brațele la vedere. Anul acesta, de ziua Marinei, ați spus despre ținuta primei doamne, vă citez, se vede o evoluție vestimentară odată cu moda, dar oarecum păstrată în modul clasic. Despre președintele Klaus Iohannis, ați afirmat că, în ciuda faptului că are o constituție frumoasă, sacurile pe care le poartă îl dezavantajează, având o croială prea largă, specifică anilor 90. De asemenea, v-ați arătat reticentă și în legătură cu cravatele bleu pe care obișnuiește să le aleagă. Urmează întrebarea. Ce notă dați cuplului prezidențial? Pentru apariția de la ziua Marinei, de exemplu, și pentru aparițiile recente, 10. Observam și la președinte o evoluție vestimentară extraordinară. Deci acum, la ziua Marinei, avea cămașa ieșită, elegant, din mâneca sacoului, sacoul impecabil. Mi-a plăcut foarte tare. Au fost momente, într-adevăr, când aparițiile nu erau la fel de potrivite. Dar probabil că asta vine și odată cu experiența. Vă spun, lucrând cu foarte mulți clienți de-ai mei politicieni, nu au o viață ușoară, deși pare. Sunt într-o alergătură permanentă și într-un stres permanent și ei sunt filmați cam tot timpul. Adică nu, și când își doresc și când nu își doresc. Și atunci este foarte greu să fii impecabil în fiecare moment. Ultimele apariții din ultimul an, să zic, sau ultimii doi ani, poate chiar ai președintelui Iohannis și ale soției, aparițiile soției, sunt impecabile. Am notat. Da. Bine, mulțumesc. Continuăm. Nu sunteți adepta ideii că haina îl face pe om, dar considerați că o ținută bine aleasă îl poate ajuta să aibă succes. Vă citez. Am reușit să demonstrez în acești ani că bunul gust este mai important decât cifra de afaceri. Eu nu îi las pe clienții mei să cumpere cantitativ. În garderoba unui bărbat de afaceri trebuie să fie 5 cravate, dar de foarte bună calitate. Nu trebuie să ai 20 de costume, sunt suficiente 4, dar acele 4 să fie impecabile, versatile și să poată fi combinate între ele. Vreau să știu care este bugetul pe care un bărbat trebuie să îl aloce pentru a fi bine îmbrăcat. Urmează întrebarea. Care este suma minimă cu care îmbrăcați bine un bărbat? Cred că undeva la 5.000 de lei. Ne referim la o ținută excepțională, completă, cu pantofi, cu șosete din acelea, filodiscoția, cel mai bun bumbac, cu un costum dintr-o țesătură de calitate, cu o cămașă foarte bună, că avem cămășile acelea neșifonabile din bumbacul cel mai bun. Da, cred că pe la 5.000 de lei. Dar vreau să vă spun ceva. Apropo de cumpăratul inteligent, știu că din punctul business-ului de vedere ar trebui să vă spun cumpărați, cumpărați, cumpărați. Dar nu e vorba despre asta. Construiți-vă garderobe piesă cu piesă. Este extrem de important. Fiecare piesă pe care o adaugi în garderobă să-ți fie necesară, să-ți vină bine. Nu-ți cumpăra lucruri care sunt strâmte, largi, lungi. Nu le vei modifica. Și vă spun din experiență, am croitorii în magazin, vorba aia, și n-apuc să-mi scurtez o pereche de pantaloni. Luați-vă haine care de la început, pe care de la început știți că le veți purta. După aceea, nu cumpărați multe odată. Ajungeți să le lăsați undeva în garderobă și să le regăsiți peste 3 ani. Ah, pe asta uite că n-am purtat-o. Deci ce sugerez eu clienților? Să-și construiască o garderobă în 10 ani, să aleagă piese clasice pe care să cumva să le amestece cu cele foarte moderne, să poarte doar culorile care le vin bine și croiurile care le flatează silueta,
Astfel vor avea o garderobă perfectă și vor cheltui foarte puțin bani. Mult mai important este să cumperi puțin și bun decât mult și slab calitativ. Bun, și cum rămâi în pas cu moda atunci? Moda, să știți, tendințele modei e un secret, dar vi-l spun, nu se schimbă atât de des cum credeți. Piesele clasice, evergreen-urile, rămân acolo și se poartă în continuare. Am clienți care au piese de 20 de ani, extrem de elegante și rafinate și le pot repurta. Adăugăm de fiecare dată câte o piesă mică pentru a refrișa ținuta, dar piesele importante rămân. Un blazer masculin se poartă, de 10 ani se poartă același croi. Dacă l-ai găsit pe cel potrivit ție, poți să-l porți. Un costum negru, unul bleu marin, unul gri, sunt costumele must-have-urile garderobei masculine. Jeans și la fel, ți-e o pereche de jeans care îți vin bine. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. În 2010, dumneavoastră ați lansat pe piață un parfum masculin, iar designerul Cătălin Botezatu, o esență dedicată doamnelor. Octavian Coifan, parfumier român, membru în Societe Française de Parfumeur, analiza creațiile spunând așa: această industrie exclude amatorismul. Cătălin Botezatu este dezamăgirea anului 2010 pentru mine. El acceptă lansarea în același timp cu Adina Buzatu și de către același producător, în același tip de flacon. Adina Buzatu nu aspiră la statutul mesianic al designerului și nici nu redefinește luxul. Parfumul este simplu, miroase ca un anume parfum în tendințe, vandabil și cunoscut. Dumneavoastră ați mărturisit că parfumul ce vă poartă numele s-a bucurat de o mare apreciere în rândul domnilor, fapt care v-a încurajat, ca 3 ani mai târziu, să lansați și o variantă dedicată femeilor. Vreau să știu dacă afacerea cu parfumul s-a dovedit a fi, pe termen lung, una de succes. Urmează întrebarea roșie. Ce miros au banii? Am să vă răspund și la asta, nu știu, mirosul banilor. Nu am bucuria și plăcerea de a-i strânge sau de a-i mirosi. Sunt pești, nu apreciez banii. Banii per se, banii în adevăratul sens al cuvântului, nu-i apreciez. Apreciez cu totul alte lucruri decât asta. Dar, apropo de parfumuri, am lansat parfumul pe care îl foloseam. Deci am făcut un parfum pe care îl foloseam când împachetam produsele clienților. Aceștia l-adorau pur și simplu și mă nebuneau. De fiecare dată vrem și noi, vreau și eu un parfum ca asta. Și am zis, nu am lansat un parfum pentru bărbați, este un parfum pentru produse. În momentul în care împachetam, nu, mirosau foarte frumos. Până la urmă am, sub presiunea clienților mai mult, am lansat acest parfum care funcționează extraordinar și da, se vinde foarte bine și în ziua de astăzi. Dar nu exact cum a spus și parfumierul, nu sub pretenția de a fi parfumier, nu sub pretenția de a fi cel mai bun nas sau știu eu. Dacă aș fi vrut să fac asta, lansam un brand specializat de parfumuri și aș fi folosit, bineînțeles, serviciile unui om specializat. Mulțumesc. Continuăm. Parfumul dedicat femeilor, lansat în 2013, a avut parte de o reclamă îndrăzneață. Ați pozat atunci într-o ruche neagră elegantă alături de un bărbat complet dezbrăcat, căruia îi acopereați zona intimă cu sticla de parfum. În 2021, când ați lansat masterclassul online Ghid Complet de Stil Masculin, am remarcat că, de această dată, pentru promovarea lui, dumneavoastră ați fost cea care s-a lăsat fotografiată nud, alături de 5 bărbați îmbrăcați la costum. Urmează întrebarea. Cât de bine vinde Adina Buzatu goală pușcă? Da, ideea a fost, mă dezbrac de secrete și vi le ofer vouă. Vă îmbrac cu secretele mele. Asta era ideea. Nu erau niște poze obscene, am refuzat să pozez în reviste de profil, n-aș fi făcut-o acum pentru reclama masterclass-ului, în niciun caz. Dar ideile au fost total diferite. De aceea aici eram eu dezbrăcată, vă spuneam, mă dezbrăcam de secrete și asta este masterclass-ul de stil masculin. Este un ghid complet pe înțelesul tuturor, nu cu cuvinte extrem de complicate, de dificile, un ghid care te ajută pe tine, bărbat, să îți construiești o garderobă completă, încep de la cea esențială, te duci specific pe fiecare domeniu, în parte de activitate, pentru fiecare eveniment în parte și așa mai
mă rog, etică. M-ați întrebat dacă vinde nudul. Nu știu. Nu știu asta. Vând bine ghidul de stil masculin. Cred că nu datorită pozei, pentru că poza o poate vedea oricine la început. Nu e nevoie să cumpere masterclass-ul de stil, dar conține informații extraordinar de prețioase pe care oamenii le apreciază. Primesc zilnic sau la două sau la trei zile mesaje de mulțumire pentru acest masterclass pe care eu l-am filmat, cred că acum 2 ani. Cred. Bine. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2013, după apariția pictorialului pentru promovarea parfumului dumneavoastră, Iulia Albu a postat în mediul online o fotografie cu un bărbat a cărui zonă intimă era mascată de un parfum, întrebându-și retoric urmăritorii dacă ipostaza li se pare cunoscută. Iulia Albu nu a ezitat să vă atace nici după ce dumneavoastră ați catalogat ținuta lui Cezar Oatu, reprezentantul României la Eurovision 2013, ca fiind exagerată și demnă de prințesa Arabella. O citez pe Iulia Albu. Comparația cu prințesa Arabella ar fi fost chiar amuzantă dacă ar fi venit din partea vânzătoarei de la colț. Asta ca să nu ne amintim de vremurile când unii vindeau boarfe prin apartament cum se aude. Și Lina Golden v-a atacat după ce, într-o emisiune de televiziune, l-ați pus pe primul loc în topul celor mai prost îmbrăcați artiști. Îl citez pe Lina Golden. Să-i zice Adinei Buzatu că își cumpără costumele din China și le vinde aici la români. Doamna Adina, singura oară când am fost cel mai prost îmbrăcat a fost când am venit să mă îmbrăcați dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ați vândut vreodată haine contrafăcute? Niciodată. În primul rând, n-aș avea ce să contrafac. A fost un scandal de presă stupid. De ce? Nu am niciun fel de brand copiabil. Asta în primul rând. La momentul respectiv, nu aveam niciun import extracomunitar. Nici un import, nici o hârtie nu venea importată extracomunitar. Aveam toate importurile intracomunitare. A, și nici nu cumpăram de la alte firme la nivel național, să zici că ar fi provenit de acolo. Nu, aveam importuri intracomunitare de la branduri, care branduri au și reacționat atunci, au trimis 42 de scrisori în care au explicat colaborarea noastră și așa mai departe. Niciodată. N-am vândut niciodată nimic din China sau cel puțin produs de mine acolo, nici nu s-a pus problema. Apropo de parfum, nu avem nicio legătură imaginea respectivă. Era vorba de Marc Jacobs, cred, da, cu un parfum în brațe și era cu totul altceva. Nu avea nicio legătură, erau două lucruri total distincte, iar copii, v-am zis, nici nu. Nu, și am demonstrat atunci avantajul meu extraordinar atunci, pe care l-am înțeles mult mai târziu, a fost că eu aveam o comunitate de clienți, oameni care mă cunoșteau și mă apreciau de ani de zile și atunci mie mi-au crescut vânzările cu 20%, deși mă așteptam să-mi cadă business-ul și nu conta ce se întâmplă cu business-ul pentru mine la nivel emoțional, a fost cea mai mare lovitură pe care am avut-o în viața mea. Uite, cred că și acum îmi dau lacrimile. Pentru că era o senzație, deci eu mă luptam cu niște minciuni groaznice, taică meu a suferit enorm și după aia s-a îmbolnăvit și eu am crezut toată viața că din cauza asta și da, a fost groaznic. Să nu pot spune adevărul, pentru că nu erai ascultat. Mi s-a luat un interviu în care mi s-au pus cuvinte 3 luni sau 6 luni înainte, mi se luase câteva cuvinte apropo de haine neoriginale și eu explicam cum se face lucrul ăsta în general. Au luat cuvinte de acolo, le-au pus peste interviul pe care l-au filmat în ziua cu scandalul în magazin și a ieșit o chestie foarte super bombastică, dar nu. Nu am vândut niciodată haine contrafăcute, nu am avut niciodată în magazin niciun brand al cărui nume să fie înaintea calității, adică să fie copiabil. Nici un brand, niciodată. Și mai mult decât atât, toate cele 42 de branduri pe care le am încă în magazin, toți au trimis scrisori în original în care au explicat colaborarea noastră și așa mai departe. În plus, am primit de la branduri precum inventatorul bretelelor, brand de 200 și ceva de ani, onoarea de a face co-branding cu mine. Sunt singurul brand din lume care are co-branding cu ei, brandul lor, fit brandul meu. Vom vorbi. Mulțumesc.
Continuăm, fie că sunt vedete sau nu, bărbații care trec pragul magazinului dumneavoastră vă dau bani pentru a îmbrăca la patru ace, chiar dacă au fost și persoane de rang înalt. I-ați amintit în acest caz pe prințul Paul și pe principele Nicolae, care v-au sugerat să îi îmbrăcați gratis. Dar în cele mai multe cazuri, clienții dumneavoastră insistă să vă plătească, lucru care se dovedește uneori dificil. De exemplu, Alex Velea sau Bogdan de la Ploiești v-au rămas datori, fără să vrea, vă citez. Da, dar nu pentru că nu mi-au dat ei, ci pentru că am uitat să le fac calculele. Ei mi-au tot scris mesaje, trebuie să mă uit să văd câți bani au să-mi dea și uit să le spun, nu apuc eu să le trimit. Vreau să știu dacă vă este greu să tăiați factură și să faceți nota de plată. Urmează întrebarea. Mai vindeți pe caiet? Nu e vorba de caiet. Și, și în cazul lui Bogdan și în cazul lui Alex, fiind clienți recurenți și de multe ori nevenind personal să ridice pentru că nu reușesc, n-au timp, trimit șoferul, mă sună, îmi scriu, vreau și eu ținut așa, așa, trimit șoferul. Și de multe ori se emite factura pro formă și rămâne în magazin urmând să ajungă la ei. Perioada de când se emite până ajung eu să le-o trimit, ceea ce aici e veriga slabă, eu de multe ori nu apuc. Asta s-a întâmplat și atunci, cum a ieșit această discuție în mod public. Alex dăduse un interviu, urmam eu, când ne-am întâlnit acolo, ne pupăm și Alex ne-a zis, băi, am să-ți dau niște bani. Deci aia a fost reacția lui și zic, da, stai liniștit că îți trimit pro formă. Și de aici a ieșit toată povestea, nu-mi datorează bani, da, toată lumea plătește și vă explic și de ce. Am un markup, un adaus comercial foarte mic. Prefer să pun accent pe calitate, investesc enorm în calitate, folosesc niște țesături de o calitate extrem, extrem de bună și toată lumea știe asta. V-am spus că mășile alea care nu se șifonează, când le vedeți la televizor, le recunoaște. Sunt astea sale adine. Îmi scrie, nu știu, îmi scriu toți clienții, îmi scrie lumea pe social media. Bun, deci investesc în calitate, nu am un profit foarte mare, nu am adaus comercial foarte mare și atunci nu-mi permit să dau gratuități, de aia nici nu lucrez cu foarte multe dintre televiziuni. Prefer însă ca cei care își doresc să se îmbrace la mine să o facă pentru că apreciază produsul, nu pentru că primesc pur și simplu. Bine, continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. În 2012, presa nota că în urma unor controle, în magazinele dumneavoastră s-au găsit haine contrafăcute, fabricate în China și Turcia. De asemenea, tot în 2012, erați cercetată penal pentru evaziune fiscală după ce ați vândut marfă fără acte. Riscați atunci 3 ani de închisoare, însă dosarul a fost clasat din lipsă de prejudiciu. 4 ani mai târziu, în 2016, presa scria că numele dumneavoastră apărea din nou într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Caracatița evazionistă din care și dumneavoastră ați făcut parte, alături de alte 27 de persoane, acționa în județele Ilfov, Prahova, Iași și Suceava și prin intermediul unor firme fantomă ar fi creat un prejudiciu statului român de aproape 38 de milioane de lei. În urma audierilor desfășurate la Tribunalul Prahova, în octombrie 2016, ați fost plasată sub control judiciar, măsură preventivă de care ați scăpat 5 luni mai târziu, după ce ați plătit o cauțiune în valoare de 160.000 de lei. În primăvara anului 2022, Curtea de Apel Ploiești declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Apel București. Mi-ați spus că nu ați avut niciodată ocazia să spuneți adevărul. Urmează întrebarea roșie. Ați făcut evaziune fiscală? Nu, dar le luăm pe rând, da? Mă rog. În primul rând, scandalul cu haine neoriginale. N-am avut niciodată, cum am spus mai devreme, niciodată nimic copiabil. Nu că n-au fost originale, nimic copiabil. Cei de la Bretele de care v-am povestit în scrisoarea pe care mi-au trimis-o, e brandul pe care îl vedeți în orice film american sau britanic, orice bretele elegante, alea sunt. Și au scris, Adina Buzatu este țara numărul 1 cumpărătoare de bretele cu brandul lor, mă rog. Dacă Adina Buzatu cumpără și vinde această cantitate enormă pe o piață mică, așa cum este România, comparativ cu Japonia, cu Statele Unite, cu Marea Britanie, și totuși mai pare cum să copieze ceva și să vândă, o rugăm să se partenerieze cu noi, având în vedere că noi nu avem capacitate de producție și dacă ea a găsit undeva în China, suntem dispuși să ne asociem. Asta era o glumă britanică, ei lor părându-se absurdă ideea.
Deci cam așa au tratat partenerii mei externi. Din păcate, vă spuneam că în România n-am avut efectiv cu cine să vorbesc. A fost un scandal de presă de 2 săptămâni care a ținut scrollurile și paginile, primele pagini ale ziarelor. A apărut chiar și brandul meu, sigla mea mare pe o publicație, pe prima pagină, și lângă scria mare Made in China, în fine. Nu am avut niciodată astfel de produse, nu am fost cercetată pentru așa ceva. Da, am avut un dosar la momentul respectiv, cineva a acuzat că nu i-aș fi dat bon fiscal, nu a fost adevărat, s-a dovedit că nu este adevărat, pentru că îi dăduse în bon fiscal, mi s-au ridicat calculatoarele, s-au făcut toate expertizele, am plătit expertizele judiciare, da, expertize judiciare, cred că se numesc. Nu dau timp. Nu exista acest, de aceea lipsă prejudiciu, pentru că eu am plătit taxele pentru respectiva sumă, dădeam bon și dau și astăzi bon fiscal oricui. Apropo de celelalte, nu cunosc pe nimeni din grupul respectiv, dar sunt niște anchete în desfășurare, n-am să vorbesc despre ele, am încredere în justiție și nu se va întâmpla nimic, pentru că eu nu am nicio legătură. Nu îi cunosc pe respectivii, nu știu cine sunt cei 27, ulterior unul sau doi din ei, i-am văzut în timp, vă dau timp și am aflat cine sunt. Nu îi cunosc, nu am fost implicat. Nu am nicio legătură. Aveți o explicație pentru aceste capete de acuzare? Nu am o explicație. Pentru cel cu neoriginale am. Știu că s-a plătit cineva binevoitor, a plătit o sumă, a apărut pe un site online, am intenționat să dau în judecată, dar am fost sfătuită să nu o fac, pentru că genul acesta de site-uri își pot schimba firma în 2 secunde și te lupți cu morile de vânt. N-apuci, n-ai cum. Am cerut la momentul respectiv de la autorități, am cerut o dovadă că nu aveam nimic de genul ăla și așa mai departe, nu am primit nici până în zilele noastre, asta a fost. Apropo de plângerea clientului respectiv, nu pot să vă spun, era un client care a simțit nevoia să facă acest lucru și s-a și lăudat ulterior, nu-l cunoșteam, nu mi-l aminteam, nu știam cine, era vorba de 5.000 de lei. Acel prejudiciu, 5.000 de lei suma bonului. Deci, nu. Bine. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați ales să munciți de la 14 ani. Imediat după majorat, ați reușit să faceți profit într-un lume a bărbaților, ați condus propria firmă de fier vechi, ați devenit mamă de tânără, v-ați crescut singură fiica, după ce v-ați despărțit de tatăl ei, ați deschis un nou business, însă asociata dumneavoastră v-a înșelat și ați pierdut tot. Vă citez, au fost momente în viața mea când nu am avut un leu, nu aveam bani să dau un acatist la biserică. Nu e ușor să o iei din nou de la zero, dar este posibil, sunt dovada vie. V-ați reinventat, făcându-vă un nume puternic în domeniul eleganței masculine. În anul 2021, presa nota însă o declarație îngrijorătoare pe care ați făcut-o despre propria persoană. Spuneți așa, mai multe diagnostice șocante, concomitent, urmate apoi la în distanță de o situație similară. Aș vrea să-mi spuneți despre ce diagnostice este vorba. Urmează întrebarea roșie. Ce vă poate dărâma? Dovadă că nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt o persoană credincioasă, sunt o persoană deschisă și primesc și bine și rău cu energie pozitivă. Da, am avut și am acest diagnostic, dar nu m-a dărâmat, sunt ani de zile deja de atunci, sunt în picioare, sunt bine, mă simt extraordinar, am o stare foarte bună și cred că puterea este la noi. Cred că puterea este la noi și cred că atâta timp cât nu faci rău nimănui, nu deranjezi pe nimeni, poți să mergi mai departe, nu ți se întâmplă nimic. Mulțumesc. Continuăm. Deși v-ați dedicat ținutelor masculine, asta nu înseamnă că nu ați îmbrăcat și femei, dar în creații bărbătești. Andreea Marin, Antonia, Iuliana Tudor și Nico au fost clientele dumneavoastră de-a lungul anilor. În ceea ce vă privește, ați promovat ținutele pe care le-ați adus în România, purtându-le chiar dumneavoastră. Vreau să știu ce atitudine trebuie să aibă o femeie îmbrăcată în ținute bărbătești. Urmează întrebarea. Cât de bărbată este Adina Buzatu? Mult mai puțin decât pare.
mult mai puțin decât pare. Dar este o carapace așa pe care mi-am construit-o în timp, mai ales lucrând cu bărbații, a trebuit întotdeauna să fiu cumva, să purtăm o discuție de la egal și atunci a trebuit să-mi creez o barieră, nu? Dar nu, sunt mult mai puțin bărbată decât se așteaptă lumea și asta se vede de multe ori, cei din apropiere observă că sunt vulnerabilă, că sunt feminină, că sunt sentimentală, că sunt romantică. Sunt lucruri pe care oamenii de departe nu le observă. Și apropo de hainele masculine, da, trebuie purtate cu feminitate. Nu purtăm hainele masculine pentru a deveni bărbați și nici pentru a demonstra că putem să batem cu pumnul în masă, ci doar pentru confort și pentru că sunt foarte sexy. Hainele masculine purtate de femei sunt foarte sexy și acum gândiți-vă, ce e mai sexy? O femeie într-o cămașă masculină, așa ușor suflecată, ușor lăsată deschisă, sau o femeie într-un, nu știu, de suri? Eu zic că femeia în cămașă. Și bărbații pe care i-am întrebat eu cel puțin au spus la fel. Bine, continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. În copilărie erați complexată din cauza glumelor care se făceau pe seama dumneavoastră. Vă citez, eram bătăușă, eram grăsuță și mega complexată. Toată viața m-am simțit grasă și îmi spuneau copiii, ești obeză, ești grasă, elefantule, este foarte rău să crești așa. Ăsta e un lucru care m-a marcat. La 19 ani, când ați rămas gravid, aveați 56 kg, dar în cele 9 luni de sarcină, aproape v-ați dublat greutatea. Nu v-ați refuzat nicio plăcere culinară, crezând că toate kilogramele în plus vor dispărea de la sine după naștere, însă, la o lună după ce ați adus-o pe lume pe fica dumneavoastră, cântarul continua să indice peste 100 de kilograme. Vă citesc din nou. În familia mea sunt persoane supraponderale și pot oricând să merg în zona aceea, motiv pentru care sunt extrem de atentă. Nu-mi plac lucrurile radicale, dietele stricte, nu reușesc să le urmez, subconștientul luptă cu mine și cedez repede, dar mănânc cât mai sănătos, fac sport. Vreau să știu de câte ori vă cântăriți pe zi? Urmează întrebarea roșie. Cât timp ați fost complexată că erați grasă? Mult timp după ce am slăbit. Foarte mult timp după ce am slăbit. Foarte mulți ani din viață m-am considerat grasă, deși nu eram. E mai important cum te simți decât cum arăți. Am învățat asta. Da, eram mică și nu mi era ușor, în sensul că ați spus că eram bătăușă și grasă și complexată. Nu, eram grasă, de aceea eram complexată, de aceea eram bătăușă. Cam așa, mi-am dat eu seama că de fapt ar fi trebuit să spun. Interviul cred că e mai vechi. M-am simțit grasă, cred că până acum 5 ani. Cred că da, până acum 5 ani. Deși eram slabă, deși intram în măsura S sau XS a jeansilor, eu totuși consideram că am kilograme în plus. Nu mă cântăresc deseori, dar acum, astăzi, mă simt excepțional în pielea mea și chiar dacă aș lua 5 kg, m-aș simți la fel. Mi-am dat seama că e o chestiune de echilibru emoțional, în primul rând, e o chestiune de atitudine și e o chestiune de cât de mult te iubești. Mă iubesc acum și cu 5 kg mai slabă și nu am să le pun pentru că îmi place prea mult sportul și pentru că am învățat să mănânc sănătos și să fie o bucurie să văd sparanghel în farfurie. Îmi e poftă, vorbim cu voi acum, cu dumneavoastră, de sparanghel, de exemplu. Bine, mulțumesc. Ați povestit că la un moment dat s-a întâmplat ca stocul unuia dintre parfumurile noastre preferate să fie epuizat, după ce prietenii au vrut să meargă la sigur cu un cadou pentru aniversarea dumneavoastră și au cumpărat toți respectivul produs. Nu doar pentru parfumuri aveți o mare slăbiciune, vă citez, sunt fan cosmetice, folosesc 6-7 seruri odată, la ochi la fel,
7-8 creme. Ați mărturisit că aveți un ritual zilnic de frumusețe și, indiferent de ora la care ajungeți acasă, nu renunțați niciodată la demachiere, peeling sau scrub. De asemenea, ați recunoscut că apelați periodic la anumite proceduri estetice pentru vitalizare și regenerare celulară în zona feței, a gâtului și a decolteului și, cel puțin o dată pe an, urmați o cură de colagen. Mai mult, de curând, presa nota, citez, Adina Buzatu a intrat în reparații capitale. Urmează întrebarea. Cât vă costă frumusețea? Mă costă. Nu știu să vă spun exact, că n-am făcut niciodată un calcul. Cred că nu ar trebui să fac calculul acesta, dar mă costă. Însă, pentru mine este foarte important să am grijă de mine. Mă simt bine când o fac, îmi iau energia de acolo, eu lucrez 12-14 ore pe zi, dar am nevoie de o oră, două ale mele, cu un masaj și sport, de exemplu, sau cu un tratament cosmetic și sport. Întotdeauna fac lucruri pentru mine și dacă n-am timp să ajung la salon, le fac acasă. Îmi pun o mască, îmi fac un scrub și așa mai departe. Deci mă costă. Dar este probabil, nu, sigur, este cea mai scumpă plăcerea mea. Mulțumesc. Continuăm. Fica dumneavoastră, Sara Denis, are 25 de ani și vă ajută în afaceri. Vă citez. Sunt parteneră cu Sara. Este implicată în afacere la propriu, iar din punct de vedere decizional este cam 70% și are mână liberă. Ea și-a câștigat rolul. Nu este fetița mamei, are respectul tuturor partenerilor externi. Ea este organizatorul, tot ceea ce înseamnă structură este ea. Sunteți mândră că Denisa a terminat pe podium o facultate de top din Elveția, a absolvit masteratul în antreprenoriat la University College of London și aplică toate cunoștințele în afacerea familiei. Vă citesc din nou. Ea muncește de la 8 ani. Îmi este extrem de necesară. Nu știu ce m-aș face fără ea. Eu sunt aeriană, creativă. Ea este capul limpede. Urmează întrebarea. Cât de des vă aduce fica dumneavoastră cu picioarele pe pământ? Zilnic. Zilnic, permanent. Și dacă nu e în țară, pentru că ea lucrează cu mine, dar lucrează și pentru o companie din Londra. Și are și o funcție importantă acolo, e foarte ocupată, e tot timpul cu laptopul în mână, locuiește mult în București, mulțumesc lui Dumnezeu că am timp să o văd, însă vorbim foarte mult la telefon și dacă este plecată, noi suntem, ne comunicăm absolut orice pentru că suntem foarte bune prietene. Lăsând la o parte relația mamă-fică, lăsând la o parte relația de partenere, de afaceri, suntem prietene foarte bune și ne povestim absolut orice, orice îi se întâmplă, mă sună, stai să-ți spun, repede, și începe. Și atunci, da, de fiecare dată când îi povestesc lucruri, stare e gen, mam, trezește-te, nu, pac, asta nu așa, asta nu așa, e foarte... Pe de altă parte, sigur că mi-a fost foarte greu când a plecat la studii, a fost o perioadă când am văzut-o mai puțin, mult mai puțin, am călătorit singură și pentru afaceri și în general, neavând ea timp să vină cu mine, chiar partenerii de afaceri râdeau că nu știau ce o să mă fac fără Sara, pentru că ea era... cu laptopul, era cu tot ce însemna organizare, era cu întâlnirile. Ea face întâlnirile de afaceri, eu nici nu discut tema asta cu ei, ea știe exact, ne vedem acolo la ora cu tare, facem asta, luăm cina cu X, cu Y, mergem la nu știu care, drink, nu știu unde. Și eu doar îmi fac treburile, mă concentrez pe discuțiile pur de colecție și ea începe. Prețurile, negociază, deci le e frică tuturor de ea. O iubesc toți, dar le e frică, pentru că este foarte strictă. Și facem echipă bună. Bine, mulțumesc. Continuăm. Vorbiți despre fica dumneavoastră cu foarte multă dragoste și întrebată dacă v-ar fi plăcut să mai aveți și alți copii, ați răspuns așa. Da, și îmi pare rău că nu am mai făcut, dar sunt încă aptă, am vârsta adecvată, nu este o problemă. Aveți astăzi 46 de ani, iar Sara, fiica dumneavoastră, are aproape 26. Cum ea are deja o relație serioasă și locuiește alături de iubitul ei în Londra, ar putea oricând să vă facă bucuria de a vă dărui un nepot. Doamne, urmează întrebarea. Bunică sau din nou mămică? De ce nu amândouă?
Asta e gluma mea cu Sara și nu știu dacă nu s-ar putea. Adică nu știu dacă n-aș face asta. Never say never. Îmi place, îmi doresc enorm de mult să îi cresc copiii Sarei. Îmi place ideea, deci de-abia aștept să facă. Timp? Normal. Mă întreabă toată lumea asta. Normal, așa cum am crescut-o pe ea. Eu am fost o mamă foarte implicată și atentă. Nu i-am făcut niciodată sandwich-ul. Nu m-am ocupat de lucrurile astea de micromanagement, cum își pune pantofii și chestii de genul. În schimb, am fost lângă ea permanent. Am iubit-o foarte mult. Ne vedeam și discutam toate lucrurile importante. În fiecare zi știam tot ce se întâmplă cu ea și de-a lungul adolescenței. Și Sara știa clar, avea niște reguli. Liberă complet. Dar mama trebuie să știe tot și dacă mă mințea, dar nu m-a mințit niciodată. M-a mințit doar, cred că ultima oară pe la 10 ani sau ceva de genul. Ulterior, în adolescență, nici măcar o dată. Și am urmărit și am testat, adică aveam foarte mare grijă. Dar da, îmi doresc și am timp să cresc nepoți și da, îmi doresc și copil. N-am o problemă să nu fac un copil pentru că iubesc copiii, am foarte mulți finuți. La magazin, întotdeauna, dacă veniți la mine, veți vedea 2-3 copii în vizită. Deci vin toți bebelușii și se lipesc de mine. Da, ador copii și cresc bine. Dovadă Sara. Sunt foarte mândră de ea, cred că se vede. Bine, mulțumesc. În 2013 a devenit ambasador Nelson Mandela pentru România, fundație care luptă pentru prevenirea HIV. Astfel, din magazinele dumneavoastră puteau fi cumpărate brățări realizate manual și inscripționate cu numărul de identificare și anul încarcerării lui Nelson Mandela, 466, respectiv 64. În 2021 ați realizat împreună cu maestrul Gheorghe Zamfir un brad original cu care ați participat la Festivalul Brazilor de Crăciun, ce avea ca scop strângerea de fonduri pentru restabilirea accesului nediscriminatoriu la educație. Deși aveți imaginea unei femei puternice, voci din presă susțin că sunteți ușor de impresionat și veniți mereu în ajutorul celor care au nevoie. Urmează întrebarea. Ce o face să plângă pe Adina Buzat? Oamenii nevoiași, oamenii nevoiași care nu pot să obțină ce au nevoie. Cei în vârstă mă impresionează foarte tare când ajung la farmacie și văd că nu își permit și își fac calculul să-și ia medicamentele. Mă impresionează. Da, oamenii nevoiași în general. Am să vă spun ceva aici, apropo de ce haine am în magazin. La un moment dat a fost un scandal că aș cumpăra haine de undeva din Talcioc, spuneți-i cum vreți. Și a fost o situație chiar legată de una dintre televiziuni. S-a făcut apel la oameni pentru a ajuta o anumită cauză. Eu m-am dus cu Sara de mână, era Sara mai mică, și am umplut saci întregi de haine pentru oamenii respectivi. Erau câteva sute de copii care rămăseseră într-o situație disperată. Eu am cumpărat haine să donez și cineva mi-a făcut o poză și au scris ziarele în ziua respectivă: ia uite de unde își cumpără Adina Buzatu marfa. Oricum era o inepție, adică oricine știe locul respectiv și cunoaște magazinul, oricine ar râde în hohote. Bine, mulțumesc. Continuăm. Ați fost foarte apropiată de tatăl dumneavoastră, pe care l-ați descris așa: un om distins, elegant, pedant, extrem de înțelept, care vorbea puțin și făcea mult, un om în jurul căruia gravitau cei din jur. De la el am disciplina, rigoarea fără de care nu aș fi făcut nimic în viață. A fost un om respectat, blând, împăciuitor, dar era și coleric, l-am moștenit. Tatăl dumneavoastră s-a stins din viață în 2015, dar nu înainte de a-și lua adio de la fiica și de la nepoata lui. Aș vrea să-mi spuneți care au fost ultimele cuvinte pe care vi le-a spus părintele dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce promisiune ați făcut tatălui pe patul de moarte? M-a rugat să am grijă de mine. Dar a făcut-o într-un mod... Cei care au trecut prin asta știu ce înseamnă. S-a uitat așa, nu în ochii mei, în sufletul meu, pur și simplu. Și mi-a zis: tata, ai să fii bine, da? Da, tati, o să... Te rog, tată, să ai grijă de tine. Asta a fost. Și da, l-am văzut eu, am plecat. A rămas cu mama și cu doamna care ne ajuta.
A venit fiica mea de la școală, s-a dus, trecea pe el să-l vadă, adormise și doamna care stătea cu el i-a zis, nu, e atât de fericit când te vede. Și l-a trezit și el a pupat, s-a dus ea la el, l-a pupat și a zis, pleca ea, i-a zis, te iubesc. A plecat, când a ieșit, deci n-a apucat să iasă pe poartă, că părinții mei stau în centru, la casă, n-a apucat să iasă pe poartă și aia a fost. Dar îl am în suflet, îl port în suflet și eu îl port în suflet și fiica mea și vorbim foarte des despre el și despre lucrurile frumoase pe care le făcea și despre experiențele extraordinare pe care le-am avut amândouă apropo de el și mai ales despre faptul că dacă mama mea și tatăl meu nu ar fi fost așa oameni extraordinari, Sara nu ar fi fost cine e astăzi. Nici eu, bineînțeles, dar Sara, pentru Sara au avut un rol enorm, au jucat un rol enorm în dezvoltarea ei, în educația ei, în tot. Și au fost echilibrul, pur și simplu, piesa ei, nucleul ei de echilibru. Mulțumesc. Continuăm. În 2019, creatorul de modă Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața într-un accident rutier greu de înțeles. Anul acesta, România afla șocată de sinuciderea unui alt designer, Stefan Pelger. Amândoi au făcut parte din lumea fascinantă a modei, erau respectați și apreciați pentru talentul lor, însă se pare că fiecare avea neîmpliniri și dureri cu care nu au defilat niciodată în public. Au existat numeroase speculații pe seama morții celor doi designeri, iar în presă s-a scris despre depresie, consum de stupefiante, dar și despre presupuse probleme financiare. Și dumneavoastră faceți parte din această lume strălucitoare a modei. Urmează întrebarea. Câtă suferință se ascunde în culisele modei? Da. Nu cred că are legătură neapărat cu domeniul. Are legătură cu oamenii, cu cât de echilibrați sunt, cu cât de bine sunt ei emoțional. Stef a cerut ajutorul de foarte multe ori și Răzvan a făcut-o nenumărate rânduri. Eu vorbeam mult înainte cu Răzvan, dar a fost o ultimă perioadă când nu mai reușeam să ajung la el. Oricum nu mă asculta și oricum nu-mi spunea adevărul. Era vorba de faptul că luptam să rămână într-o zonă din asta departe de anumite lucruri, de substanțe, dacă de ele nu se vorbea. La Stef la fel, el a cerut ajutorul de foarte multe ori, mi-a cerut ajutorul și mie și l-am oferit, doar că nu avea puterea să meargă constant pe un drum. De fiecare dată, poate anturajul, poate, nu știu, acum știi, tot timpul zicem anturajul, dar poate așa a fost să fie. Din păcate, în momentul în care sunt dezechilibre emoționale și probleme psihice, este foarte, foarte, foarte greu. Și am văzut-o asta în cazul lui Stef. Se simțea cumva că se va ajunge undeva de genul și toți prietenii încercau și luptau și vorbeam între noi și încercam să facem lucruri, dar din păcate nu ai ce. Efectiv nu ai ce. Nu ai cum să ajungi un om din afară dacă el nu reușește să se ajute singur. Și în cazul lui Stef nu a putut. Și-a dorit, dar nu a putut. Mulțumesc. Continuăm. Susțineți că în urmă cu 20 de ani, când v-ați concentrat pe ținutele masculine, aproape că nu exista zi în care să nu remarcați că bărbații din România se îmbrăcau foarte prost. De exemplu, se plângeau de lungimea smokingului, în care li se părea că arată ca niște pinguini. Iar despre batistele de la sacou, ați povestit așa. Aveam sute de batiste și veneau clienții și ziceau ce facem cu ele, că oricum nu putem să ne suflăm nasul și nici nu puteam să râd, dar a fost foarte interesant. În timp, ați reușit să îi învățați pe mulți dintre ei noțiuni importante de stil. Vreau să știu care este cea mai amuzantă reacție pe care a avut-o un domn în cabina de probă. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare greșeală pe care o fac bărbații români? Da, nu-și adaptează ținutele
la propria persoană, la statutul social, la personalitate, la atitudine, copiază motamo din de pe social media, văd o poză și zic vreau așa. Asta e una dintre ele. A doua, logomania. Obsesia pentru logo-urile acelea puse peste tot, așa. Apropo de ce spuneați mai devreme, da, nu era vorba de smoking, era vorba de faptul, sau de fapt de smoking, dar făceau confuzie între smoking și redingotă. Le spuneam, ați putea purta un smoking? A, nu, că e lung. Deci nu se referau la smoking, se referau la redingotă. Da, în vremurile aceea bărbații nu știau. Când am spus de batiste de buzunar, am fost primul magazin din România care avea batiste de buzunar și aveam sute de variante superbe, colorate, foarte frumoase, printate, manual, cu sute manual din mătase naturală. Se uitau la ele și făceau, e moale. Poți să-mi suflu nasul. Știu că acum vă vine să râdeți și poate nu vă amintiți de vremurile acelea, dar cei care acum 20 de ani erau maturi știu despre ce vorbesc. Apoi a venit perioada când aduceam, nu știu, eșarfele Ascot și papioanele foarte elegante, acelea înodate, self-tie, da? Toată lumea se mira, da, se desface, ce fac cu el? Deci a fost destul de complicat, să spun. Însă încă facem greșeli, mai puține. Din păcate v-am spus, dacă am învățat să ne adaptăm ținutele și aici avem un minus, asta ar fi cel mai bine. Bine, mulțumesc. Continuăm. În 2010 ați demarat o campanie anti-kitsch și ați explicat pe înțelesul tuturor conceptul de eleganță, oferindu-i ca exemplu pe Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Daniel Craig, David Beckham sau Justin Timberlake. Ați subliniat că o haină poate fi frumoasă doar dacă este croită cu atenție dintr-un material de calitate și mai ales dacă ne simțim bine în ea. Vă citez. În România, oriunde te duci, vezi logo-urile pe tricou de parcă ar fi vreo șmecherie, ca și cum cel care îl poartă strigă în gura mare, uite de la ce brand mi-am cumpărat, sunt bogat. Pentru mine, logomania este o chestie chicioasă. Mai mult, ați explicat că persoanele care poartă haine cu logo crezând că au ținute de lux sunt de fapt victimele manipulării prin care marile branduri își cresc vânzările, lansând pe piața de larg consum linii de produse de calitate medie. Urmează întrebarea. Mai vând logo-urile iluzia bogăției? Da, în România și în general pe piețele acestea emergente, da, clar. Pe piețele cu tradiție, nu. Nu. Și, din contră, genul acesta de produse cu logo-uri foarte mari stârnesc râsul oamenilor educați, oamenilor care au văzut haine elegante și de calitate în familie. Noi încă ne bucurăm de ele, din păcate, și le vedem toți. Vedem tinerii care sunt disperați să cumpere o pereche de sneakers cu logo, deși toți colegii din clasă au aceeași pereche de sneakers cu logo, același tricou cu același logo și deși le amestecă fără gust și fără stil. Nu în general, nu generalizăm, dar este o tendință îngrijorătoare. Mă refer aici la faptul că părinții de multe ori nu își permit să dea banii aceia și o fac doar pentru că tinerii își doresc și plâng și se consumă și nu dorm noaptea, că ei nu sunt în grupa aia de în societatea înaltă. Ceea ce nu e adevărat. În primul și în primul rând e de știut. Hainele de calitate ale brandurilor nu au logo la vedere. N-ai să vezi un scris atât pe un tricou de cea mai bună calitate. Niciodată. Sunt produsele, sunt liniile cele mai ieftine. Sunt produsele pe care brandurile le oferă pieței largi. Este o modalitate de a-și face publicitate gratuit, câștigând chiar bani. Mulțumesc. Continuăm. Printre bărbații celebri cu care ați colaborat de-a lungul timpului s-a aflat și regretatul Mircea Arbulescu, de care ați fost foarte apropiată și care v-a fascinat prin seriozitatea, eleganța și profesionalismul său. L-ați invitat în 2016 la un eveniment organizat de dumneavoastră, vă citez, l-am întrebat timidă dacă ar fi de acord să vină la o prezentare a mea. Prezentare de aia pe podium,
Da, da, vin. Am leșinat când am auzit. Prezentarea dumneavoastră s-a dovedit a fi ultima apariție publică a maestrului, care a declarat atunci: eleganța este la pachet cu totul. Educație, atitudine, sunt foarte multe lucruri care definesc acest cuvânt, eleganță. Plus, să o iubești pe Adina Buzatu. Nu ai spus asta? Ești ultimul ciorap. Urmează întrebarea. Se mai nasc modele ca Mircea Albulescu? Exact ca Mircea Albulescu, nu. Dar sper că da. Sper că mai există educație și eleganță și oameni de calitate. O să fac niște rectificări. L-am invitat la prezentare în 2007. În 2007 Mircea Albulescu mi-a fost într-o prezentare, a fost pe podium și de atunci ne leagă o prietenie extraordinară. La momentul respectiv a fost întrebat de o jurnalistă: maestre, vă știam la Teatrul Național, pentru acum ați ajuns să fiți manechin, adică atât de jos. Și a zis: domnișoară, sunteți foarte tânără, o viață întreagă am fost manechin de caractere, de data aceasta, în prima dată astăzi, voi fi manechin de modă. Acesta a fost răspunsul. Au mai fost multe schimburi drăguțe, dialoguri drăguțe între Mircea Albulescu și mama Zina. A spus Mircea Albulescu: o viață întreagă m-au îmbrăcat doar două femei, Zina Dumitrescu și astăzi Adina Buzatu. Dar după o viață întreagă de colaborare cu Zina, în care ea m-a îmbrăcat, am rămas cu un regret. N-am dezbrăcat-o niciodată. La care, normal, mama Zina zice: Mircea, dragă, nu-ți face probleme. Niciodată nu este prea târziu. Oameni cu mult umor, oameni cu un spirit extraordinar. Ne-a legat o prietenie foarte frumoasă. A fost un interviu pe care eu l-am luat lui Mircea Albulescu și care a fost extrem de emoționat. Din păcate a fost pierdut după difuzare și nu se mai găsește, îmi pare rău, dar pot să vă spun ceva. La ultimul, înainte de a trece neființă, cu câteva zile, ai menționat evenimentul din Băneasa pe care l-am avut, a venit maestru, mi-a adus un buchet de flori, a plecat, cum venea de obicei, a venit cu un buchet de flori, a stat 10 minute, m-a pupat și a plecat. I-am trimis a doua zi, am printat pozele cu noi doi de-a lungul timpului, la ceai, când venea la mine, la magazin, la evenimente, și am printat mai multe poze și le-am trimis mari, așa, de paspartur, chiar de pus pe perete. M-a sunat, cum vorbea în poezie, în versuri, mi-a spus niște versuri, a plâns de emoție. Ulterior, la doar câteva zile, l-am pierdut. A fost așa, ca o încheiere, dar care cumva mie mi-a pus un pic de balsam pe suflet după rana aceea, pentru că m-am gândit că măcar așa, cu acele poze, am putut să-i mărturisesc dragostea enormă pe care o purtam. A fost un om care a avut grijă de mine emoțional și de Sara de când ne-am cunoscut și până s-a dus. Tot timpul vorbeam, tot timpul mă povățuia ce să fac, cum să fac cu Sara, cum... Mulțumesc! Mergem mai departe. Ați avut colaborări și cu lumea teatrului, realizând ținute masculine, dar și feminine, pentru spectacole care s-au bucurat de un mare succes, precum Boing Boing, Visul unei nopți de vară sau Hamlet. Din magazinele dumneavoastră a fost îmbrăcat, fără să știți, și celebrul actor Matt Damon. Ați aflat doar după ce stilistul lui, care obișnuia să vină și să cumpere haine din magazinul dumneavoastră, v-a spus după o perioadă cui îi erau destinate. Jurnaliștii au scris că l-ați îmbrăcat inclusiv pe actorul Nicolas Cage în 2014, când se afla în România pentru filmările producției The Dying of the Light. Urmează întrebarea. De câte ori l-ați dezbrăcat și îmbrăcat pe Nicolas Cage? Nu l-am dezbrăcat, dar l-am îmbrăcat pentru acel film care a fost filmat cu o casă de producție românească. Și au apelat la mine tocmai pentru că de ceva săptămâni tot căutau variante care lui să-i placă și ce i-au dus nu a fost potrivit. Și salvează-mă, pentru că trebuie să găsim ceva, n-avem cum. Și bineînțeles că am găsit varianta câștigătoare, am flair și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. De aia vă spuneam, contează foarte mult studiile, dar contează mult să ai gust, să ai flair, să ai...
cunoști oamenii și să-ți dorești să lucrezi cu ei. Asta s-a întâmplat în acest caz. L-am studiat un pic și am reușit să-i dau variantele pe care știam că o să le accepte foarte ușor. Așa a și fost. Bine, unul dintre brandurile pe care le am în magazin este chiar un brand pe care îl poartă. N-a văzut eticheta, dar a simțit croiul. Știam lucrul acesta, am avut un ajutor secret. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați adus în România cămășile pe care le preferă Barack Obama sau Vladimir Putin și ați învățat bărbații să poarte bretele. Vă citesc. Am reușit în timp să câștig războiul cu reticența multora dintre bărbații români care considerau bretelele un accesoriu bătrânicios ce a aparținut bunicilor. În magazinele dumneavoastră se găsesc bretele pe care le-au purtat Michael Douglas în filmul Wall Street, Daniel Craig în seria James Bond, Leonardo DiCaprio în Titanic, și nu a durat mult până să le vedem și în ținutele vedetelor din România. De exemplu, Marius Tucă și colegul nostru Dan Negru sunt pasionați de aceste accesorii. Vă îngrijiți de stilul multor vedete, dar ați dezvăluit că de-a lungul timpului au existat și bărbați pe care ați refuzat să-i îmbrăcați. Vreau să știu care au fost motivele pentru care le-ați spus nu unor posibili clienți. Urmează întrebarea roșie. Cu cine nu se trage de bretele, Adina Buzat? În general, reușesc să găsesc un numitor comun cu 99,9% din oameni. Dar sunt oameni care, la care poate nu simt, poate nu am chimie. Hai să spunem că nu am chimie cu ei sau poate că nu sunt potriviți neapărat locului, pentru că, vezi, noi suntem ca o familie. Și clienții și colegii mei, efectiv, formăm o familie și nu ne deranjăm unii pe alții și vorbim foarte frumos și știm să spunem te rog și știm să spunem mulțumesc și apreciem niște lucruri care poate în societatea actuală nu se mai apreciază așa de mult, nu? Sau nu mai sunt obligatorii, dar la noi în magazin sunt obligatorii. Și dacă eu respect pe cineva, îmi doresc ca acea persoană să mă respecte și pe mine, dar în principal să îi respecte și pe colegii mei. Și se întâmplă ca unii dintre oameni să nu simtă lucrul ăsta, să spună, păi cine e? Un vânzător doar care lucrează la dumneavoastră. Nu. Colegii mei, echipa mea, sunt familia mea pentru mine și atunci un om care nu le vorbește la fel de respectos cum vorbesc și ei, care îi tratează urât sau îi înjosește sau le vorbește urât, acela este un om pe care eu nu-l accept în magazin și nu-l primesc. Noi servim clienții până la ne așeza în genunchi să le încheiem și returile și o facem cu toată dragostea, cu toată bucuria. Le așezăm pantalonii la milimetru, le luăm măsurile, facem absolut orice ca ei să fie bine și să stea comod și să simt răsfățați în magazin. Dar nu putem să-i lăsăm să considere acest lucru de parcă cei din echipa mea cu echipierii mei ar fi mai jos. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Vă citesc. Îmi face întotdeauna plăcere să mă aflu printre oameni. De aceea răspund de fiecare dată invitațiilor de a ține workshop-uri de stil cu oameni de afaceri, angajații corporațiilor și, nu în ultimul rând, cu viitorii miri. Sunteți o femeie care își spune întotdeauna părerea și aveți o viață foarte activă, astfel că oamenii vă întâlnesc deseori la magazinul dumneavoastră, dar vă pot vedea și la evenimente, emisiuni TV sau în podcasturi. Întrebată dacă faima a venit la pachet cu un anumit preț, ați răspuns așa. Nu este vorba despre un preț plătit, ci de o alegere personală. Dacă este un lucru care mă deranjează foarte tare, acela este mediocritatea. Eu vreau să știu altceva. Urmează întrebarea roșie. Ce vă scoate din sărite? Minciuna. Singurul lucru care mă face să sar din papuci este minciuna. Mă scotea din papuci când era Sara mică și știa că acolo e linia roșie, unde nu are voie. Nu pot să accept. Pot să accept și oamenilor din echipă, că vorbeam de ei, și prietenilor și tuturor celor dragi, pot să le accept orice greșeală, orice, îmi pot spune orice, dar să nu mintă.
minciuna este lucru care mă face efectiv să nebunesc. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. În pandemie ați fost nevoită, ca toată lumea, să stați acasă. Ați fost însă inventivă, iar în aprilie 2020 ați bifat în premieră o ședință foto la distanță. Astfel, colecția Primăvară-Vară 2020 a fost prezentată online după ce manechinul a primit prin curier ținutele, produsele de hairstyling și make-up, dar și aparatura necesară fotografierii. Cum în pandemie nu ați putut lucra în magazin cu clienții, cea cu care ați lucrat în mod direct, ați fost chiar dumneavoastră. Ați mărturisit că prin terapie și meditație ați învățat să trăiți și altfel decât prin și pentru business. Vă citez. M-am detașat și emoțional și mental. Îmi place ceea ce fac, dar dependența nu este ok. Mai mult, în autoizolare ați învățat alături de fiica dumneavoastră să gătiți. Vreau să știu cât timp veți mai găti bărbați. Urmează întrebarea. Mai este Adina Buzatu bolnavă după modă? Iubesc foarte mult ce fac. Enorm iubesc ce fac și asta se vede. Oricine mi-a pășit pragul și m-a văzut acolo, acel om a știut că iubesc ce fac, fac cu drag. Nu contează ora, nu contează că petrec 20 de ore la magazin sau câte, nu mă simt niciodată obosită, nu sunt niciodată plictisită, o iau de la capăt cu fiecare client. De parcă, efectiv, sunt proaspătă, nu știu, m-am trezit de dimineață și atunci încep. Și oamenii care ne vizitează văd lucrul acesta și îl apreciază. Cred că o să-mi fac mult timp treaba asta și am să fac tot cu plăcere. Pentru că mă încarcă și mă face să mă simt bine, dar așa cum v-am spus, am construit un microclimat unde și oamenii care îmi trec pragul și cei din echipa mea ne bucurăm. Ne bucurăm unul de altul. Suntem veseli, suntem haioși. Mă uitam aseară că m-a pupat una dintre colegele mele că voi pleca un pic în vacanță și o să ne fie dor. Și m-a pupat așa. Și s-a uitat un client și a zis, mamă, ce relație aveți cu angajații. Și am zis, da, normal, suntem colegi, suntem deschiși, avem o atitudine pozitivă unul față de altul și eu ca șefă nu mă comport urât niciodată și atunci, da, îmi place ceea ce fac. Bine. Mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc acum văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat și ne-au mai rămas la dispoziție 17 minute. Bineînțeles, nu le vom folosi în integralitate, dar dacă sunt chestiuni ce v-ați dori să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt lucruri din biografia dumneavoastră ce mie mi-au scăpat, sau dacă sunt pur și simplu chestiuni pe care vreți să le menționați, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Vă rog. N-am ceva în mod special să vă spun, m-am simțit foarte bine aici. Nu, chiar nu am, nu știu dacă este o întrebare pe care aș fi vrut, nu cred că era ceva în... Cred că am răspuns la absolut tot. Da, a fost chiar plăcut. Bine, urmează evaluarea mea. Sunteți o femeie cu o extraordinară poftă de viață. Mă uitam pe parcursul emisiunii la noastră, cred că rar mi-a fost dat să văd, să am un invitat care să vorbească cu atât de multă pasiune despre meseria pe care o are, despre acest respect pentru client. Sunt sigură că se simt foarte bine în prezența dumneavoastră și m-ați convins că sunteți o mamă foarte bună, o femeie care își iubește copilul foarte mult și care trăiește prin copilul ei. Sunt calități foarte importante atunci când vine vorba de a puncta aceste laturi mai puțin știute ale dumneavoastră, sensibilitate, emoție și multă căldură când vine vorba de Sara. Altfel, ați putea fi un politician de mare calibru, sunteți extrem de diplomată, ați evitat cu toată diplomația din dotare și am văzut că este, aveți un bagaj consistent, toate acele întrebări care aveau un scop precis. Eu vă mulțumesc pentru prezența aici la 40 de întrebări
și vă înțeleg și delicatețea cu care ați reușit așa să mă conduceți uneori prin răspunsurile dumneavoastră, mai ales că lucrați cu atât de mulți oameni care vă trec pragul. Mulțumesc frumos, Adina Buzatu, să vă relaxați, că înțeleg că mergeți în vacanță, și să vă încărcați bateriile pentru un sezon de mare forță. Doamne ajută! Seară frumoasă! Mulțumesc frumos! Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!